Serviciul Județean de Ambulanță pune la dispoziție 10 posturi de șofer pentru autosanitară. Cei interesați pot intra pe site-ul oficial al unității și își pot depune dosarele până în data de 11 iunie 2021. Cele 10 posturi scoase pentru doritorii de a-și găsi un loc de muncă vor desfășura examenele în următoarea perioadă. 23 iunie de la ora 9, proba scrisă, 28 iunie de la ora 9, proba practică, iar pe 1 iulie, tot de la ora 9, interviul. În această perioadă, Serviciul Județean de Ambulanță scoate la concurs un număr de 10 posturi de șofer autosanitară. Condițiile de participare la concurs sunt cele afișate pe site-ul instituției, în holul de acces al instituției și în toate formele de publicare obligatorii pentru posturile din instituții republice. E vorba de un număr de 10 posturi care sunt desfășurate după cum urmează. 4 posturi în compartimentul de asistență medicală de urgență, transport medical asistat, în stația centrală Drobeta, Turnul Severin. Același compartiment, asistență medicală de urgență, transport medical asistat, sub stația Vânjul Mare, 2 posturi și compartimentul de consultații de urgență la domiciliu și transport sanitar neasistat, încă 4 posturi. Deci totalul de 10 posturi. Este perioada în care se primesc dosarele candidaților ce doresc să se înscrie la concurs, probele de desfășurare a concursului și cele care au fost afișate. Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente. Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care ateste efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică, carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor în copie. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.